Salutare, fetelor! Am pătruns pentru voi astăzi în Teatrul Național. Suntem într-o cabină de teatru și alături de mine este actorul Marius Bodochi. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Îmi permis să te tutuiesc pentru că te iubesc în spectacole și asta mi-acordă acest drept, nu-i așa? Absolut. Exact asta a pățit, fără să facem similitudini, ne la locul lor, maestrul Liviu Ciulei, când s-a dus prima oară în America. Și portarul i-a spus: salut, Liviu! Și a rămas mirat și i-a plăcut foarte tare asta, pentru că asta ce înseamnă? Înseamnă o comunicare directă, prietenească. De fapt, se naște o prietenie între noi doi, între noi și cei care ne urmăresc. Marius, ai acceptat provocarea de a juca într-un spectacol cu foarte mulți tineri, regizat de un tânăr. Ce ne poți spune despre personajul tău în acest spectacol? Pot să spun că e un personaj pe care autorul se simte din scriitură, l-a iubit foarte mult. E un personaj atins de boala uitării, boala uitării, adică Alzheimer, și asta îi dă un anumit farmec, pentru că este pe muchie de cuțit, un personaj tragicomic. E unul din personajele care spune întotdeauna ceea ce gândește atunci, cu un limbaj care poate deranja celelalte personaje, pentru că e un limbaj mușcător. Noi ce facem la teatru? Încercăm să găsim adevărul. Noi suntem niște căutători de adevăr. Găsim adevărul din viețile personajelor pe care le interpretăm. Ne ajută să ne cunoaștem. E o cale spre autocunoaștere. Cupid Fucking Bird este prima premieră din noua stagiune de la Teatrul Național și este și ultima aprobată de Ion Caramitru, care înțeleg că a fost la vizionare. Da. Și dacă poți să ne spui ce a spus după ce a văzut acest spectacol. Când s-a terminat spectacolul și s-a aprins lumina în sală, ne-a zis atât: gata, o să jucați. Deci i-a plăcut. L-am simțit, cunoscându-l destul de bine, l-am simțit fericit. A fost foarte valoroasă întâlnirea cu el, pentru că, cumva paradoxal, deși textul nu seamănă cu textul lui Chekhov, are niște trimiteri peste care nu pot să treci, adică se încadrează în acel tip de realism psihologic pe care îl propune Chekhov și pe care îl susține și cumva Caramitru ne-a ajutat să ne întoarcem la lucrurile alea, pentru că da, e o versiune americană, contemporană, mai lipsită de subtext față de textul lui Chekhov, dar totuși are ceva profund și are un întreg univers în spate și textul ăsta. Și mie mi se pare că întâlnirile pe care le-am avut cu el și lucrurile pe care ni le-a spus după vizionare sau înainte sau au fost uneori foarte valabile și pe mine personal m-au ajutat să înțeleg cumva mai bine lumea asta. Eu am avut nenumărate clinciuri artistice cu domnul Caramitru. Asta este o bucurie și o lecție importantă a vieții mele. Eu am ținut întotdeauna la ceea ce am de spus ca artist și dânsul a apreciat asta și ca actor. Am multe povești, o să le scriu într-o carte. Este un parcurs de 15 ani prin care am 15, aproape 16 ani în care am viețuit aici împreună. Eu nu mă ascund niciodată că nu am fost niciodată preferatul domnului Caramitru, nici dânsul printre preferații mei ca director de teatru, dar întotdeauna ne-am respectat și toate clinciurile pe care le-am avut au avut o sorginte artistică și a fost întotdeauna un respect extraordinar între noi ca oameni. Și asta pot să spun că puțin oameni au asta, pe mai ales în mediul artistic, și trebuie să o spun cu tărie asta. Domnul Caramitru știa să acorde acel respect omului care își cerea acel respect. Și acum voi face eu legătura directă cu publicul, invitându-vă la teatru să vedeți Stupid Fucking Bird, noua premieră. Vă pup!